ce înseamnă lămurirea omului? Pentru că așa spune Ava Pimen, ispitirea face pe om mai lămurit. Da. E și un grad de comparație, de superioritate. Cum mai lămurit? În ce constă această lămurire? Adică noi folosim și în limbajul popular, în limbajul uzual, da? Această expresie. Lasă-mă că s-a lămurit singur acum, vezi? Dacă eu i-am spus ce a avut de făcut și n-am înțeles, acum s-a lămurit singur, că și-a dat seama. Aia înseamnă să-ți dai seama de starea în care te afli, da? Sau în care te-ai aflat mai devreme, da? Măi, ce am făcut acolo? Vai! Și atunci putem merge la Sfântul Efrem Siru. Doamne, dă-mi să-mi văd, da, să-mi văd neputințele mele, da? Să-mi văd păcatele mele și să nu se despre aproapele meu. Deci omul vine în lămurirea de sine, da? În conștiința, că de aici e toată problema, conștiința că el este așa cum este. Se limpezește. Se limpezește, se lămurește, da? Acolo e toată problema. Și atunci, Hristos spune ca să căutăm în lăuntru nostru, Sfinții Apostoli, da? Ne spun și acest lucru, să ne uităm în noi înșine, ca să ne vedem neputințele noastre. Și Sfântul Apostol Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Vedeți ce frumos spune la Filipeni? Deci pot totul în Hristos care mă întărește. El mă întărește, Hristos. Atunci eu mă lămuresc, că nu pot eu singur. Și mai spune Domnul Hristos, fără mine nu puteți face nimic. Doar păcatul facem fără Dumnezeu. Dar în rest nimic nu putem face fără Dumnezeu. Și atunci eu mă lămuresc pe mine, adică mă limpezesc pe mine, da? Mă înțelesesc pe mine însumi. Dom'le, uite, ce pot face eu? Ieri am întotdeauna, veneam de la școală, trebuia să merg undeva la o protoierie, la Urziceni, la protoierie și din grabă în grabă să mănânc ceva, să plec. Și am mâncat în fugă, sunt în picioare și mi-a rămas efectiv mâncarea în gât. A rămas fără aer în clipa aceea. Și soția lângă mine, doamna preoteasă lângă mine și am spus, îmi făceam semne și până la urmă am reușit să respir. Mi-a dat efectiv una în spate și am început dragoste, să... Dragoste. Da, cu dragoste, da. Și atunci am apreciat ce înseamnă să respiri. Am apreciat ce înseamnă să te lămurești, că să fii, doamne, nu așa pe fugă, nu așa pe iuțeală. Caută să faci lucrurile în duh, în duh de pace, în duh de răbdare. Pentru că, alminteri, puteam să suport altă consecință, mult mai gravă. Da? Și atunci atunci am început să fac acest lucru. Dom'le, nu mai mă grăbesc nici când mănânc. Ca o să fiu mai limpezit în ceea ce fac, mai lămurit în ceea ce fac. Pentru că, vedeți, te îndeamnă această ispită, da, că a fost acolo o ispită, te îndeamnă la ce? La lămurirea de sine. Da? Te înțelepțește, practic. Da. Dacă o vezi cu credință, dacă nu o vezi și spui ca atare, așa a fost să fie. E, nu așa a fost să fie. A fost că trebuia să fie așa ca să te îndrepți tu, să-ți arăți putința sau să-ți arăți neputința, da? Chiar și în fața ta, ca persoană, da? Nu în fața altora sau în fața Dumnezeu. Așadar, omul poate ajunge la o conștiință de sine superioară cum cu cât trece timpul. Sfântul Apostol Pavel spunea, când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, dar acum că sunt o mare adult, vreau să gândesc și să fac lucrurile pe care le face un om mare. Am parafrazat textul paulin. Și vă întrebăm, este suficientă oare trecerea anilor ca omul să devină mai lămurit sau e nevoie de altceva? Pentru că sunt persoane care zic că am o vârstă, în mod implicit și exhaustiv, le știu pe toate. Cei care sunt mici, n-au cum să le știe pentru că au o vârstă mică. Vârsta în sine simplă, trecere și înșiruire anilor aduce înțelepciunea și lămurește pe om? Da, trecerea anilor are un rol deosebit. Dar nu uităm că și când eram copii, auzeam de la cei mai în vârstă, spunând către cei mai mici, mă, da, tu parcă ai fi bătrân, parcă așa gândești ca un bătrân. Nu gândea ca un bătrân în sensul că era în vârstă. Ci perimat și învechit. Da, era efectiv tânăr, dar vedea lucrurile ca și cei mai în vârstă. Da? Și spuneau bătrânii, măi, parcă tu ai fi bătrân, gândește altfel, da, decât ceilalți. Pentru că și poate și experiența, poate și necazul, poate și trăirea, poate și contextul în care se afla, îl face să se gândească așa. Pentru că acum vă dau o diferență așa, poate ieșim puțin din subiect, dar uitați-vă la un pui crescut într-o fermă agricolă, da? Plin cu chimicale și uitați-vă la un pui crescut într-o curte slobodă prin care râcâie prin pământ, da? Așa și omul. Dacă este crescut numai în puf, numai în slavă, așa, altfel vede situația de la înălțime. Da? Dacă domnul este lipit pământului și este sub robia aceasta a necazului și a vieții de zi cu zi, el altfel percepe situația în orice context ar fi. În orice context ar fi. El știe să se descurce în orice situație. E bună în situația aceasta ispitirea pentru că cu adevărat ne lămurește și mergând pe această analogie interesantă cu puiuții noștri,
s-ar putea înțelege ca cei care stau pe pământ, cu toate acestea fac ouă de categoria 0, de cea mai bună categorie și au și carnea cea mai căutată și cea mai gustoasă și cea mai sănătoasă, ar apărea ideea că ar fi o nedreptate în ceea ce privește dozarea ispitirii. Și vă întrebăm, sunt oameni care sunt mai ispitiți, sunt oameni care sunt mai feriți de ispite? Nu, toți au ispite, indiferent de situație, da? Indiferent de rangul pe care îl avem, toți avem probleme și ispite. Deși auzim așa în societate, nimeni nu e cu atâtea probleme pe care le am eu. Eu sunt cel mai chinuit, eu sunt cel mai necăjit. De ce și le spui, spunem lucrul acesta? Da, pentru că se vede doar pe sine, nu vede și în jurul lui. Dacă sunt alții mult mai chinuiți, mult mai necăjiți, chiar se văita unul odată și spunea, Doamne, zice, mi-ai dat o cruce foarte grea, viața în sine, da? Am probleme cu soția, cu copiii, cu familia, cu serviciu, cu tare. Nu mai rezist. Nu mai rezist. Te rog frumos să-mi schimb crucea, Doamne. Păi, se poate, dar ce? Uite cu tare cum o duce, o duce mai bine decât mine. Uite cu tare, este altfel decât mine. Eu? Și a trimis Dumnezeu pe Îngerul Păzitor și i-a spus, ia vezi ce vrea fratele respectiv. Vreau să-mi schimbe Dumnezeu crucea vieții. Că e prea grea pentru mine. Nu mai pot rezista. Bine, și hai cu mine. Și l-a dus acolo Îngerul Păzitor într-o cameră plină cu cruci. Aur, argint, pietre scumpe, din porțelan, din lemn. Care mai de care mai frumoasă? Și vede o cruce de aur și spune, Doamne, zice, asta e frumoasă, e pentru mine. Zice, ridic-o. N-a putut să o ridice. Oloșe, caut alta. Merge, caut alta de argint, alta de cutare, toate erau grele. Când ajunge la o cruce mică, din lemn, acolo într-un colțișor, zice, ia vezi, aia e bună? Când, că e foarte ușoară, ba, asta o iau, Doamne. Uite ce cruce ușoară, dar acum pot și eu să respir altfel, Doamne, da? Pot să gândesc altfel acum, da? Și îi spune Îngerul Păzitor, dragul, zice, ia citește pe spatele cruci, ce scrie pe spatele ei? Când se uită ce vede? Scria numele lui. Asta este crucea ta, dragul meu. Ba, asta ai avut-o până acum. Vezi ce ușoară este crucea ta față de crucea celorlalți? Nu te mai văita. Și am întâlnit în viață, și acum am pe cineva în parohie care de 3 ani jumătate este la pat, paralizat. Și o sun din când în când, e o femeie, o sun din când în când, o întreb ce face și îi spune, Părinte, slavă Dumnezeu. Păi zic, cum slavă Dumnezeu? Că ești la pat, totuși ești, nu te poți deplasa. Deci nu e nicio problemă. Dumnezeu îmi dă putere ca să am mintea întreagă și să pot să-L slăvesc pe Dumnezeu. Și asta mă bucur cel mai mult. Și am zis, Doamne, uite o cruce. Omul ăsta nu se poate, deși el se putea plânge, da? Doamne, dar cum? E o cruce grea. De 3 ani jumătate stau la pat. Nu mă pot deplasa, trebuie să fiu schimbat, să fiu îngrijit de cineva anume. Dar cu toate astea, spune, Doamne, slavă Ție pentru toate. Așa încheia Sfântul Ioan Gură de Aur, deși a fost chinuit, a fost persecutat, a fost, iată, bătut. Când a încheiat viața și a spus, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Așa spune un om credincios, un om care nu este ancorat în credință, care nu are o nădejde în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt și Maica Domnului, ce spune? Viața pentru mine este un chin. Deși poate pentru el, poate fi bun de muncă. Și avem aici destul de exemple, da? Oameni care sunt buni de muncă, care sunt apți pentru a face ceva, spun, Doamne, nu pot munci, e prea cald afară. Nu? Am întâlnit astfel de persoane. Și atunci nu pot să spui că el a fost ispitit într-un fel, da? Și ea, altul care stă la pat, este ispitit în alt fel. Toți sunt ispitiți, dar depinde de tine sau de mine sau de el sau de ea, cum apreciază ispita respectivă, da? Cum o percepe în sine ispita respectivă, ca să aibă din ea un rod, da? Un folos, ca să se lămurească sau să se osândească, depinde, de la caz la caz.